această trecere la sos pentru Vâlcea. Aproape de casă. Da, foarte aproape de casă. O tragere, zic eu, foarte bună. După jocul din 16 minute, am făcut o deplasare destul de lungă. Acum ne-a așteptat bunul Dumnezeu și suntem mult aproape de casă, la nici 60 de kilometri de Râmnicu-Vâlcea. Este o tragere foarte bună pentru noi. Sperăm să nu avem nici cea mai mică problemă, să accedem în faza următoare. Cum e pentru Vâlcea? După câțiva ani se luptă pentru mai multe trofee. E obișnuită cu pe două fronturi, trei fronturi chiar. Da, într-adevăr, pare ciudat dar pentru unii, dar Vâlcea este obișnuită cu competițiile de anvergură. Pentru noi și pentru râmniceni nu este nimic ieșit din comun ca Vâlcea să se bată pe toate fronturile, să se bată, să câștige toate trofeele puse în joc de către Federația Română și nu numai, sperăm în viitor. Sper să ajungem cât mai departe, am spus-o și data trecută, Cupa României este un obiectiv pentru noi. Acum vom vedea ce va fi în viitor. Momentan avem două meciuri destul de dificile și după aceea vom vedea exact ce va urma. Cum vezi faptul că multe echipe din eșalonul 2 au ajuns în această fază a competiției? Și da. Prinduri importante, Steaua, Dinamo. Este foarte bine, este foarte bine. Am văzut destul de multe meciuri și în faza care tocmai s-a încheiat. Am văzut destul de meciuri puternice. Acum au rămas, cred eu, cele mai bune echipe din Liga a doua. Vor fi câteva jocuri destul de încrâncenate. Este o emulație clară și la Liga a doua. Sperăm ca din cele care au rămas acum în această fază a Cupei României să și promoveze, pentru că sunt orașe care au nevoie de handbal. Am văzut, de exemplu, în Piatra Neamț, o sală extraordinară și suferă pentru handbal. Din păcate, nu sunt unde le este locul.